Trei pompieri hunedoreni se află în misiune în Franța, acolo unde intervin în stingerea incendiilor de pădure. Potrivit reprezentanților ISU Hunedoara, modulul național specializat în stingerea incendiilor de pădure a fost alertat ieri de către omologii francezi pentru a interveni la stingerea unui incendiu de vegetație la aproximativ 10 km față de locația unde pompierii hunedoreni sunt prepoziționați. Când salvatorii români au ajuns la locul de manifestare incendiului, acesta era deja localizat de către echipajele locale de intervenție, iar pentru optimizarea misiunii de răspuns, componenții modulului au fost angrenați în dispozitivul de intervenție pentru alimentarea cu apă a mijloacelor tehnice utilizate de colegii francezi. Acum, nivelul riscului de producere incendiilor de vegetație este moderat spre crescut din cauza vântului. Din cadrul ISU Hunedoara, la misiunea din Franța participă capitan Cibian Petru, ofițer de legătură, sergent major Lupu Daniel și sergent major Mihail Adrian, ambii conducători de autospeciale. Reamintim faptul că în perioada 1-31 iulie, Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, participă cu un modul național specializat de stins incendii de pădure la un program de prepoziționare organizat de Direcția Generală Protecție Civilă Europeană și operațiuni de ajutor umanitar în vederea consolidării rezilienței autorităților franceze în gestionarea acestui tip de risc.